documentarele Radio România Actualități. Pe chipul mamei e un strat de sare, din lacrimi ce au ars când s-au zvântat. Tristețea lor cu ce s-a vindecat? Cu o tristețe încă și mai mare. Nu am putut să întind spre ea o mână, dar cât mi-aș fi dorit să fi putut, s-o șterg de plânset ca pe un nou născut, ori ca pe o bătrână de țărână. Mai mult decât oricui, doar ea mi-a dat și pentru soarta mea s-a încrâncenat să-mi facă bine cum credea că-i bine. Dar a știut ce foc e pus în mine, că în loc să arunce lemne l-a udat, dar s-a întețit în loc să se aline. Carolina Ilica nu reconstituie viața trecută cu mijloacele istoricului, pentru că e poet și artist și atunci recurge la asemenea imagini și înnobilează viața trecută cu un talent special, făcând din trecut scene cumva de viață vie care se petrec sub ochii noștri. De aceea artistul ajunge la sufletul omului chiar atunci când vorbește despre trecut, mult mai ușor decât istoricul, care folosește cuvinte și pentru a înțelege aceste cuvinte trebuie să ai o pregătire specială. Pentru a înțelege poezia Carolinei Ilica e destul să ai suflet, un suflet generos. Elenele aduc nenoroc, anele întemeiază, cea de la Argeș se vede pe zid, încă lăptează, încă ne dă de înțeles că nici casă, nici țară, nici mănăstire nu rămân în picioare, fără de jertfă și fără iubire. Pe români îi iubește așa de mult încât îi înveșnicește prin setea lor de lume, prin rostul lor de țărani, adică de oameni ai țării în primul rând, de cetățeni eterni și ai țării și ai universului, de pădureni cu doruri nestinse, loviți de vânturi și rămași cumva neînfrânți. A doua carte este Cartea de Lemn. Bineînțeles, e vorba de suportul nostru din lemn, obiecte tradiționale de lemn pe care țăranii le fac pentru că au nevoie de ele, dar să le fac la fus, foarte la frumoase. Sucală, la vârtelniță, la cruce. La cruce, la copăiță, la icoană. Am încercat să folosesc cât mai multe și cât mai reprezentative, suport pentru poeziile pictate pe lemn. Tematica în acest caz este creștină, poeme creștine. În Cartea de Lacrimi am folosit ștergare țesute chiar de străbunicile mele din Munții Apuseni și se numește Cartea de Lacrimi pentru că ștergarele au multe întrebuințări, dar una din ele este să te ștergi la ochi când plângi, de exemplu. Și poate că se împletesc în țesătură și lacrimile sau și poate și sudoarea celei care își împletește gândurile atunci când face casuvăi ca să se ducă dintr-o parte, dintr-o parte în alta a războiului. În mod sigur sunt și lacrimi pentru că este o muncă destul de grea la război, iar femeile noastre uneori intrau la război și să uite de un deces din familie sau de o nenorocire, de o jale în general. Dar e fabuloasă, de fapt, forma aceasta de a te exprima, să intri în război. Era războiul tău cu altă lume sau liniștirea războiului de afară și războiul gândurilor care, într-un fel, ieșa victorios de fiecare dată și cu un obiect folositor. Se mai numește Cartea de Lacrimi pentru că în această carte din 2011 sunt poeme pentru mamă. Unele scrise în timpul vieții mamei și altele după ce am pierdut-o. Cu atât mai mult e o carte de lacrimi. Dar și în timpul vieții, în anumiți ani, nu ne mai vedeam decât din când în când, pentru că eu eram departe și mama mea era în Apuseni și eu eram în București. Și atunci, de multe ori, ni se făcea dor una de alta și lăcrimam și una și cealaltă. Se mai numește Cartea de Lacrimi și pentru că titlul, de fapt, al întregii cărți acestui album este Plângând de atâta frumusețe și subtitlul Cărțile de la Vidra, pentru că poți să plângi, eu de pildă, eu plâng cel mai mult când mă impresionează ceva.
când îmi place ceva foarte mult, când ceva este foarte frumos. Da, afară din suflet. Da, este plânsul acela care te emoționează și care dă și valoare artei. Și atunci eu prefer să mă mărturisesc atunci când plâng de frumusețe și nu atunci când aș plânge de jale. Prin frunze și prin albul veșted răsar întâiele din flori, cum ar străpunge câte o rază prin cerul reavăn și prin nori. Și e atâta plăpândețe în nou născuții ghiocei, de parcă i-a moșit zăpada, iar Duhul Sfânt răsuflă în ei să-i întremeze, să-i susțină, să-i încălzească în slava sa și să-i înfașe în lumină, ca pe Iisus când se năștea. Poezia este și concretă și abstractă, dar atunci când se îmbină cu arta, cu costumul, cu icoana, cu lâna, cu bumbacul, cu inul, cu cânepa, cu toate aceste materiale tradiționale de care unii ne mai amintim, dar care practic nu mai există într-o lume de plastic, într-o lume care parcă s-a îndepărtat de surse, poeta ne reapropie de sursele acestea fundamentale ale vieții. Și de aceea eu cred că prin poezia ei oamenii sensibili pot înțelege și țara și lumea în același timp. Cartea următoare este Cartea Învierii din 2016, în care am poezii dedicate acestui eveniment extraordinar care este învierea și pe care noi românii îl respectăm foarte mult, cum respectăm de altfel și nașterea Domnului, Crăciunul. Am amintit deja despre ouăle încondeiate care pot, în loc de semne simbolice arhetipale, să poarte cuvinte, deci poezie, deci atâta sens. Tocmai și crucile că, de mână. Da, m-am gândit foarte mult ce suport să folosesc pentru Cartea Învierii și eu fiind și noră de preot și strănepoată de vlădică, cum se zicea pe vremuri, am această comuniune cu Dumnezeu. De ce să nu vorbesc așa? Pentru că sunt învățată să mă rog de mică și pot să spun că am simțit foarte des ajutorul pe care mi l-a dat. L-am făcut pe ouă pentru că sunt poate cele mai vesele dintre toate care sunt la Paști. Este Pasca, este Cozonacul, sunt tot felul de prăjituri, ciorba de miel și alte cele, dar cel mai frumos și cel mai plin de bucurie este ouă încondeiat. Și adăugându-i se toată încărcătura simbolică. Bineînțeles, pentru că ouul este sămânța vieții, sămânța lumii, putem spune, și fiecare plantă, fiecare vietate pornește de la un ou, chiar dacă de la un spermatozoid, de la o sămânță de in. Totul este atât de miraculos în înviere, încât pare să fie cea mai mare minune a lumii. L-am luat pe Iisus în inima mea, tocmai din brațele Maicii sale, și tocmai pe când mă rugam la icoana ce îi ține împreună, boboc lângă floare. Chiar dacă e numai de un an sau de doi, nu-l pot ține prea mult, e mai greu decât un adult, și îl dau înapoi din brațe în brațe acelea care pentru noi l-a născut. Inima mea a rămas de atunci răsplină de el, înfășată în fiori, ca a unei femei alăptând prima oară întâiul născut, ca a unui bărbat vindecat dintr-o dată de o boală mortală, în prima lui zi din a doua lui viață, ce abia a început. Și ajungem la Cartea Marii Uniri. Cartea Marii Uniri, care am hotărât să fie chiar
în anul Unirii și lansată în anul Unirii, am lansat-o la Alba Iulia în 1 decembrie și mă bucur foarte mult că am putut să, mai ales că era Congresul Spiritualității Românești în acele zile, și mă bucur foarte mult că și reprezentanții românilor care au venit la acest congres, ca în fiecare an de altfel, tot așa de 22 de ani, să poată să se bucure și ei de un fel de a vorbi despre unire, un fel de a se bucura de unire. Și tot și așa, pentru această carte, da? Suportul care e? Pentru această carte, tot așa, gândindu-mă eu mult și bine, cum se zice, am ajuns la varianta de a face o hartă a României Mari, alcătuită toată din poezii. Și în carte este această hartă a României Mari și, bineînțeles, în realitate este o hartă, cum sunt hărțile în sălile de clasă, dar a trebuit să o micșorez și s-a întâmplat ca la târgul de carte Gaudeamus, organizat de noastră cei de la Radio România, și mulțumim pentru această posibilitate de a ne arăta recolta într-un târg de carte. Am avut un stand personal în care am expus doar două cărți, cartea de lână și cartea Marii Uniri. Nu aveam spațiu foarte mare, dar a fost suficient pentru acestea. Și toți oamenii care au trecut și au văzut harta vroiau să o cumpere. Și m-am bucurat foarte mult. Mi-au cerut permisiunea dacă pot să o filmeze, dacă pot să o fotografieze. Cum să nu mă bucur pentru asta? Și mi-au dat și o idee. Pentru că alături de CD cu aceste cărți de la Vidra, am pus și un mic pliant care cuprinde toate poemele înregistrate și care are o mică prezentare. Și de asemenea, aici am mai pus și două citate din prefețele cărții, și anume Elogiu poeziei despre țară, semnat de președintele Academiei Române, domnul Ioan Aurel Pop, și Sunetul de argint al poeziei bune, un eseu al lui Alex Ștefănescu. Iar poate că și cealaltă, mai important decât acestea, este chiar acest redus la scară chip al patriei cu poeziile care, într-un vârtej sau în curgeri asemeni râurilor, dau seama despre ceea ce am fost, suntem și putem să fim. Deci, cartea Marii Uniri și mai ales la Alba Iulia. Foarte mulți oameni au fost interesați și erau foarte bucuroși că puteau să o urmeze. Și m-am trezit așa, într-un răsfăț, într-o stare de mulțumire că ceea ce am făcut eu este nu numai apreciat, dar iubit și de altcineva. Și noi suntem sentimentali, noi românii, prin firea noastră, și foarte patrioți în adâncul nostru, chiar dacă acest cuvânt unii au încercat să-l deformeze sau să-l îndepărteze chiar, dar este ceva care e foarte profund și care nu se poate șterge, orice s-ar întâmpla. Îi mulțumim poetei Carolina Ilica pentru tot sufletul și pentru toate culorile și vibrațiile pe care le-a așezat în cărțile sale de la Vidra, plângând de atâta frumusețe. O vom căuta cu ochii spre tricolorul său și al nostru. Pun la tâmpla casei, înaltă, tricolorul ca pe o floare, ca pe un fluture ce saltă, din aripă dând să zboare. Și chiar flutură în zare, și chiar floare în trei culori, ridicând la sărbătoare sufletele întrecătorii.